Bună ziua! Mă numesc Prestur Aurel, sunt directorul general al companiei de apă Raja Constanța. Este o mare plăcere pentru mine să-l am lângă mine pe domnul primar Neghină. Să știți că este omul care ne-a ajutat foarte mult și datorită lui am reușit să facem un proiect de succes în Onești. Domnul Băiorul Gheorghe, care este reprezentantul consultantului, fără de care nu se poate implementa niciun proiect european. În sală sunt și constructorii, cei de la Laurențiu H, de la OXA, colegii mei, care fac o echipă foarte bună, mă refer la domnul Bude Ștelian, care este directorul Departamentului Finanțări Europene, domnul Borcan Alexandru, domnul George Dragomir și, nu în ultimul rând, domnul Bândar Cătălin, care este un om de ispravă și care face chiar treabă bună aici la primărie. În primul rând îl felicit pentru că face o treabă bună împreună cu primarul. Să știți că toate proiectele care se fac fără ajutorul autorităților locale, să știți că n-au succes. Mi-am propus să fac o scurtă prezentare a ce a făcut Raja Constanța de când operează aici la Onești, după care să intrăm în proiectele pe care noi vrem să le discutăm astăzi, proiecte care sunt aproape finalizate. Noi operăm la Onești din 31.05.2017. Probabil că știți, la vremea respectivă se furniza apă cu program. Am reușit din 2017 până acum să investim din bani proprii peste 9 milioane de lei. În primul rând, am făcut un inventar când am venit aici, în acest oraș, și am găsit foarte multe nereguli, să zic așa, și am început să investim în conturizare, să investim în dotările din laboratorul de apă care exista doar cu numele, în tot felul de utilaje. Am reabilitat Cuciurul, știți foarte bine că acolo arăta foarte rău, dar cel mai important proiect pe care l-am făcut noi a fost să reducem presiunea la apa din rețeaua din orașul Onești. Știți foarte bine că se lucra și cu 12 atmosfere la un moment dat, în zona cea mai de jos. Și atunci a trebuit să facem reducerea presiunii la coborâre de la Cuciur, după care am pus 11 stații de hidrofor și funcționăm ca într-un regim normal și așa cum se spune și toate cărțile tehnice, cu o presiune până în 2,9 atmosfere. Pentru că la conducte foarte vechi și cu presiuni foarte mari erau foarte multe avarii, foarte multe pierderi. Noi am făcut din fonduri proprii aceste lucrări, pentru că fără aceste lucruri nu puteam să dăm apă 24 din 24 de ore. Vreau să vă spun că nu ne oprim aici. Chiar am spus domnului primar, acum avem nevoie în regim de urgență de niște avize, pentru că vrem să profităm de aceste diferențe mari de presiune și să montăm niște microhidrocentrale pe conductele care aduc apă din Cuciur. Sunt 7 atmosfere de la Cuciur până la bază. Și sunt tehnologia avansată, sunt microhidrocentrale pe care le vom îngloba pe aceste rețele și vom produce energie electrică. De asemenea, avem un program foarte, foarte ambițios să producem energie prin aceste parcuri fotovoltaice pe care noi vrem să le montăm, fie că e stație de depurare, de tratare, fie că este la Cuciur. Acolo unde avem spațiu, noi montăm aceste panouri fotovoltaice. De fapt, este o continuare a poliției pe care o avem noi la Raja Constanța. Deja avem aproape 5 MW instalați. Și noi suntem obligați să producem energie electrică pentru că suntem cel mai mare consumator de energie din zona Dobrogea. Consumăm peste 110.000 de megawați și la vremurile de astăzi sumele sunt foarte mari. Deci avem în continuare proiecte de făcut la dumneavoastră și nu numai pe partea asta de energie. O să vă spun și proiectele despre care noi vrem să le abordăm în programul de dezvoltare durabilă. Am prevăzut și acolo vreo 10 milioane de euro pentru că mai sunt niște lucruri care trebuie să făcute la dumneavoastră în oraș. Dar să revenim la problema de bază, problema pentru care noi ne-am adunat aici. A fost un efort foarte mare și din partea noastră și a autorităților locale să facem acest proiect de infrastructură apă uzată în municipiul Onești. Valoarea proiectului este de 275 de milioane de lei, din care partea de cofinanțare a operatorului de apă Raja Constanța este de 16,5 milioane de lei, iar cofinanțarea autorității locale este de 1,5 milioane de lei. În jur de 1,5 milioane de lei. Acest proiect prevede 7 contracte, dintre care 3 contracte de lucrări și 4 contracte de consultanță. Să dau câteva date despre fiecare contract de lucrări.
Primul contract, CL1, reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și a rețelelor de canalizare menajeră în municipiul Onești. Este un contract de lucrări, valoarea totală este de peste 92 de milioane de lei. Stadiul fizic, după cum știți, s-a finalizat. Suntem în procedură de recepție la terminarea lucrărilor. Câteva date despre acest proiect. Am reabilitat rețea de distribuție 18,5 km, am extins rețeaua de distribuție apă 6,78 km, stații noi de pompare 4, tot ce construim noi în cadrul proiectelor europene, să știți că toate trebuie conectate la un sistem SCADA. Deci aceste stații de pompare, stații de epurare, tot ce se construiește se racordează la un sistem SCADA integrat, iar toate informațiile sunt adunate la noi la Constanța într-un dispecerat central, unde știm exact ce se întâmplă în toată zona noastră de operare. Deci știm în orice secundă câtă apă se consumă la dumneavoastră, câtă energie, dacă funcționează stația de epurare, dacă stațiile de pompare sunt alimentate cu energie electrică. Deci toate acestea fac parte din acest program SCADA integrat, care e extrem de important pentru un operator așa mare cum este Raja Constanța, pentru că sunt foarte, foarte multe informații. Și nu poate fi eficient decât dacă se dezvoltă acest sistem SCADA. În zona, deci la apă uzată, avem așa, reabilitare rețea de canalizare 3,43 de kilometri, extindere rețea de canalizare 26,04 kilometri, stații noi de pompare apă uzată 11, conducte de refulare apă uzată 6,6 kilometri. Al doilea contract, reabilitarea și modernizarea stației de epurare din municipiul Onești. Valoarea contractului este 97.157.895 de lei. Finalizat, este un proiect finalizat. Este extrem de important acest proiect și datorită faptului că la dumneavoastră aici era un depozit de nămol, batal, cum se spune. Acest depozit de nămol existent a fost rezolvat, să zic așa, deci nu mai avem nicio problemă cu nămolul acesta pe care îl depozităm pur și simplu undeva acolo. Noi avem soluții pentru nămol. Toate stațiile de epurare de mici dimensiuni de la Raja Constanța au în cadrul procesului tehnologic varianta de a diminua foarte mult producerea de nămol prin introducerea unor enzime în treapta biologică. Așa facem la toate stațiile de epurare de dimensiunea acestei de la dumneavoastră de la Onești. Acest contract a fost și recepționat. Este, așa cum am spus, prins în sistemul SCADA de la Constanța. Un alt contract, care în opinia mea este cel mai important. Aseară am discutat cu domnul primar și mi-a și spus: domnule, dacă sunt trei contracte de lucrări, cel mai important este cel care ne creează sursă, a doua sursă de alimentare a orașului Onești. La noi, la Raja Constanța, nu există niciun oraș care să aibă o singură sursă de alimentare. Pentru că, din diverse motive, poți să rămâi fără alimentare cu apă. Știți foarte bine, la dumneavoastră, de câte ori nu este apă, înseamnă că e o problemă pe conducta de la crab. Dar suntem captivi, nu avem ce face și de aceea am reușit să punem în acest proiect, să punem o sumă de 54 de milioane de lei și să facem o nouă stație de tratare apă din râul Protuș. Suntem undeva la stadiul fizic de 70%. Sperăm în luna 6-a să începem deja analizele, să începem să facem testele și cu siguranță până la jumătatea anului poate încercăm așa, poate și mai repede, să avem sursă dublă de alimentare a orașului Onești. Din acel moment, așa cum spunea și domnul primar, nu o să mai avem aceste emoții că o să rămân orașul fără apă. Este foarte greu, nu numai pentru cetățeni care rămân fără apă, dar un sistem care se golește în totalitate, după care trebuie să-l umpli din nou, unde sunt și rețele vechi, încă mai sunt rețele vechi, apar și foarte multe avare. Deci și pentru noi, ca mentenanță, ca exploatare, este un lucru foarte greu, foarte greu să nu poți să alimentezi de la o altă sursă alternativă când rămâi în capacitate de alimentare cu apă a unei localități. Câteva dat despre acest proiect care, așa cum am zis, în luna 6-a noi începem testele. Avem captarea de suprafață din Trotuș, stația nouă de tratare, o stație foarte modernă de filtrare,
stație de clorinare, avem și un rezervor de 7,7500 de metri cub care este amplasat lângă stație, pentru că apa de acolo o să o pompăm pe o conductă pe care am construit-o până aici la bază, la Cuciur, ca să intrăm în sistemul de alimentare al orașului dumneavoastră. Stația de pompare, așa cum am spus, aducțiunea este 6,9 km, reabilităm și rezervorul de magazinare de 10.000 de metri cubi și reabilităm și stația de tratare de la Cuciur. Acestea sunt proiectele pe care noi le avem la dumneavoastră. Eu consider că este un proiect de succes. Nu făceam acest proiect fără ajutorul domnului primar, deci fără ajutorul autorităților. Trebuie să vă spun că noi facem proiecte în 92 de localități, 71 de OAT-uri în zona asta de operare. Dar aici am avut norocul de un primar care ne-a ajutat în totalitate. Zi și noapte, îmi spun colegii mei, când era o problemă, dânsul era acolo, ceea ce contează foarte mult. Trebuie să vă spun că mai avem și la Constanța un primar care ne ajută foarte mult, pentru că și acolo avem foarte multe proiecte. Și acolo unde există această colaborare între reprezentanții OAT-ului, primarul însă și noi, lucrurile merg foarte bine. Chiar dacă a fost criză, chiar dacă sunt probleme, dacă sunt fel și fel de alte lucruri care ne împiedică să facem un proiect la timp. Aș vrea să spun și câteva lucruri despre contractele de servicii. Sunt 4. Asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor. Alt contract serviciu pentru auditul proiectului. Serviciul de supraveghere arheologică și sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare a documentației de atribuire pentru proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din municipiul Onești. Încă o dată vreau să vă spun că fără echipa, domnul primar, consultantul, domnul Boieru, colegii mei, cei care s-au implicat, constructorii, să știți că n-am făcut treaba asta niciodată, dar acum trebuie să spun o vorbă bună și despre constructori. Sunt niște constructori care au reacționat la timp și toate cerințele proiectului au fost îndeplinite așa cum trebuie. Și mă bucur că am lucrat cu dânsii și chiar vă așteptăm în nou proiect, program de dezvoltare durabilă, pentru că avem nevoie de constructori serioși. Mulțumesc! Acum îl rog pe domnul primar să spună câteva cuvinte despre proiect și despre problemele pe care le-am avut noi. Mulțumesc, domnul director! Domnul director a început cu acele laude la adresa primarului. Din punctul meu de vedere, refuz să cred că vreun primar în țara asta nu vrea să-și dezvolte comunitatea, refuz să cred că alții s-ar comporta altfel, nu consider decât o responsabilitate a mea în ceea ce s-a întâmplat. A existat cu adevărat o bună colaborare între autoritățile locale și reprezentanții Raja. Nu trebuie să uităm vremurile în care, deși încă mai există critici când se oprește apa în cele mai multe situații și situațiile grave sunt independente de primărie sau de Raja, pentru că știm cu toții că avariile mari, avariile care creează disconfort sunt pe conducta de aducțiune, conducta care nu aparține Raja. Doar că noi, eu în primul rând și după care și Raja, ne luăm în jurăturile independent din voința noastră și de posibilitățile pe care le-am avea să eliminăm acest disconfort. Cei mai mulți dintre oneșteni înțeleg acest lucru, dar sunt și care asta fac, sunt specializați în a aduce critici. Nu trebuie, încă o dată spun, nu trebuie să uităm vremurile. Eu am prins și 2012 în, ocupând funcția de primar în primul mandat, când întreruperile erau cu adevărat grave la nivelul localității noastre. Trebuie să recunosc că venirea firmei Raja la Onești a adus plus valoare și încă continuă să aducă plus valoare. Beneficiile care le vor resimți cu adevărat oneștenii vor fi abia în momentul, așa cum spunea și domnul director, în momentul în care va porni stația de captare. Deși noi astăzi suntem aici pentru a discuta și subiectul principal este stația de tratare a apelor uzate, cu adevărat oneștenii vor resimți plus valoare în urma acestei investiții în momentul în care vom avea a doua sursă de apă, când nu vor mai exista întreruperi majore. Și când spun că nu vor mai exista întreruperi majore, mă refer la faptul că
având această a doua sursă de apă, Oneștiul va avea permanent apă, plus că se va construi și al doilea rezervor, cel de 7500 de metri. Acum avem o mică problemă și s-a resimțit în luna decembrie, pentru că unul din rezervoare de 10.000 de metri, din cele două rezervoare, este în reabilitare și avem doar un singur rezervor din care nu se poate consuma decât maxim 7.000 de metri, pentru că 3.000 trebuie să rămână pentru situații de urgență. Un alt beneficiu este acea sectorizare, acele vane de control, care din nou vor reduce disconfortul, pentru că nu vor mai fi oprite străzi întregi, jumătăți de oraș, ci în momentul unei mici avarii se va opri una din cele 37 de zone contorizate și separate de aceste vane. Îmi place să cred că s-a format o relație corectă, bazată pe respect reciproc. Suntem într-o echipă, funcționăm ca o echipă, am găsit înțelegere ori de câte ori a fost nevoie, trecând peste micile inconveniente inerente de altfel din timpul lucrărilor, lucrurile au funcționat, zic eu, destul de bine și am găsit soluții pentru a reduce disconfortul ori de câte ori, cel puțin cu George, cu domnul Badea, cu domnul Petronel ne-am întâlnit la un moment dat și spuneam la o altă conferință, cred că vorbesc cu George mai mult decât vorbesc cu soția, cel puțin pe timpul lucrărilor, și cu domnul Badea de asemenea, cu domnul Petronel, pentru că îi nominalizez pe dânsii, că dânsii au fost direct implicați în acest proiect. Am găsit soluții, am găsit înțelegere, zic eu, reciprocă, și am putut depăși cu bine implementarea acestui program. O investiție, repet, benefică pentru comunitatea noastră, care se va simți în timp, se vor vedea diferențele, deși oamenii se învață foarte ușor cu binele. Toți, mulți dintre noi am uitat cum era pe vremuri, cu siguranță vom uita și ce se întâmplă acum, și în momentul în care va fi o mică avarie, la fel, vom primi criticile, dar critici asumate. Dar clar este că odată cu această stație de captare, lucrurile vor intra într-o normalitate, așa cum spunea și domnul director, fiecare localitate trebuie să aibă două surse, este obligatoriu să aibă două surse de apă pentru a elimina marile probleme, întreruperile majore de furnizare a apei. Eu vă mulțumesc domnul director, sper că vom colabora la fel de bine și de acum înainte. Și eu mulțumesc cu siguranță domnul primar. Noi o să apelăm la dumneavoastră pentru aceste proiecte de care v-am spus. Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Eu sunt convins că vom face treabă împreună și în mandatul următor. Și după ce vom finaliza proiectul dezvoltare durabilă, o să venim și o să vă spunem exact ce avem de făcut la dumneavoastră aici în oraș, pentru că nu depinde numai de noi. Noi v-am prevăzut cu 10 milioane de euro, mai sunt zone unde trebuie să ducem rețele de canalizare, mai sunt lucruri de făcut la dumneavoastră în oraș. Aș vrea să-l rog și pe domnul Gheorghe Băieru, un colaborator și un om destoinic cu care am lucrat foarte bine și lucrăm, sperăm să lucrăm în continuare, domnul consultant. Mulțumesc tare mult, Buede este numele meu, sunt președintele companiei Romer Consulting. Suntem o companie de 25 de ani în România și supervizăm astăzi în România puțin peste 3 miliarde de euro, 148 de contracte de lucrări. Cu mare bucurie sunt la Onești și mie îmi place tare mult aici la dumneavoastră, pentru că am realizat o performanță, pot să-i spun, ceea ce nu în toate proiectele o regăsesc. Am reușit să formăm o echipă și eu mulțumesc și colegilor de la Laurențiu H și colegilor de la OXA, că împreună cu domnul primar și beneficiarul să formăm o echipă în care nu am avut nicio zi întârziere ținerii avizelor, ceea ce e foarte important.
Pentru dumneavoastră, și ca să mă explic puțin, orice zi de întârziere a unui aviz, autorizație, înseamnă foarte mulți bani. Pentru că ea se transpune foarte repede în pierderi pe care e greu să le cuantifici și să le aduci apoi la bază. A reușit la dumneavoastră în Onești să formăm această echipă, să finalizăm aceste proiecte, să fie de fapt un început, pentru că responsabilitatea este mare. Am făcut aceste uzine, ele trebuiesc operate de Raja, sunt convins că le va face foarte bine, am venit în sprijinul cetățenilor, le mulțumim că chiar dacă i-am mai deranjat, poate și de sărbători câteodată pe unele străzi, am mai deranjat și copilașii care mergeau la școală, dar am trecut peste aceste momente mai grele și am reușit să obținem performanță. E foarte important ca cel care conduce proiectul europene în 16 județe astăzi din România, vă spun că e foarte important implementarea acestor proiecte, creează un mecanism în cadrul și al nostru, al beneficiarului, al constructorilor, dar și în cadrul primăriei și al oamenilor de pe stradă. Formează acel mecanism de absorbție și implementare a acestor bani. Formează o disciplină. Ne creează acea relație de respect între oameni și asta e foarte important. Aceste lucruri nu se văd acum și poate nu se văd în primele proiecte cum e și acesta la noi, pentru că noi nu aveam apă. Am rezolvat această problemă, una din lucruri foarte importante. Apoi se vor vedea și beneficiile. După cei de-ai omului și populația apă, te aștept și la alte beneficii. Noi aici suntem. Raja aici este cel mai mare operator din România. Astăzi e o mândrie pentru România și eu sunt foarte mândru că lucrez de 18 ani pe proiectele lui Raja, pe proiecte mai mari de 1 miliard de euro și pentru mine este un exemplu. Dacă eu am această onoare, am și responsabilitatea să finalizăm în condiții foarte bune aceste proiecte, așa cum sunt și cele de la Onești și în care vreau să închei, chiar dacă așa este domn primar, toți primarii din România văd în comunitatea lor ce este mai bun și fac bine pentru comunitate. Ați reușit lucrul acesta și eu vreau totuși să vă mulțumesc, pentru că pe noi știți ce ne doare. Avizii, autorizații, orice acțiune să ne sunăm acum, peste două ore să o rezolvăm, populația să fie ok, noi să fim ok și să nu supărăm pe nimeni. Vreau să mulțumesc cetățenilor care poate le-am creat unele probleme și poate le mai creăm pe unele străzi, însă o facem cu responsabilitate și vrem să conducem aceste proiecte în condițiile cele mai bune. Mulțumesc, domnul Băru. Dacă aveți întrebări. Dacă nu aveți întrebări, eu propun să încheiem această conferință de presă. Vă asigur că de fiecare dată o să venim în fața dumneavoastră și a cetățenilor să explicăm, să vorbim despre proiectele noastre din zonă și să știți că ne-am propus să facem aceste proiecte, ne propunem să facem în continuare alte proiecte și vom reuși. A spus domnul Boieru de Raja Constanța, așa este, suntem cel mai operator de apă, dar în primul rând pentru că am investit foarte mult. Am investit peste 1,2 miliarde de euro. Începând din 1996 până acum avem 1,2 miliarde de euro. Mai avem un plan să mai investim încă 385 de milioane de euro în PDD, Programul de Dezvoltare Durabilă. Toate localitățile unde Raja operează vor beneficia în totalitate de serviciul de apă, de alimentare cu apă și canalizare. Mă refer și la cele din mediul rural unde sunt localități sub 2000 de locuitori. Așa este directiva europeană, trebuie să o respectăm. Noi nu avem nicio problemă cu infringementul. Noi suntem, cred că, singurul operator care ne-am atins indicatorii încă din acest moment. Adică suntem cei care putem spune că furnizăm apă, serviciul de apă și canalizare pentru toate localitățile unde există mai mult de 2000 de locuitori. Și nu numai atât, ne și preocupă foarte mult calitatea serviciului.
ca dovadă că am reușit, reușim în final la dumneavoastră să facem această sursă dublă de alimentare, este extrem de important pentru noi, pentru că ați văzut foarte bine ce se întâmplă când se oprește apa, nu vreau să spun că numai la dumneavoastră se oprește apa, s-a oprit în multe locuri din diverse motive. Creăm acest disconfort care este greu de suportat de către cetățenii orașului. Vă mulțumesc!